Iată, vin colindători și în județul Bihor. Elevii claselor a 4-a B și D de la Colegiul Național Onisifor Ghibu din municipiul Oradea, îmbrăcați în straie populare, le-au făcut o vizită angajaților primăriei, pe care i-au încântat cu un recital excepțional de colinde tradiționale. Primăria Oradea și-a deschis și în acest an porțile pentru a-i primi pe elevii școlilor de pe raza municipiului care și-au manifestat dorința de a ne colinda. Printre aceștia s-au aflat și elevii Colegiului Național Onisifor Ghibu. Le mulțumim pe această cale și le dorim sărbători fericite! După ce și-au primit bine meritatele daruri, colindătorii și-au continuat călătoria prin oraș și-au poposit la sediul firmei European Drinks, unde le-au urat numai de bine angajaților. Suntem bucuroși că am primit astăzi colindători, care ne-au încântat auzul cu colinde tradiționale românești. Le mulțumim și așteptăm și anul viitor. Am pornit să colindăm promovând aceste tradiții și obiceiuri minunate pe care le au românii. După ce au fost recompensați cu daruri minunate, cei mici ne-au dezvăluit ce semnificație are sărbătoarea Crăciunului pentru ei. Crăciunul pentru mine înseamnă iubirea în familie, cozonacii și, bineînțeles, credința în Dumnezeu, colindele. Aștept Crăciunul în fiecare an pentru că este ziua în care toată familia se poate reuni să povestească și să mănânce împreună. Pentru mine, Crăciunul este o sărbătoare în care toată familia este împreună și ne putem bucura împreună de spiritul Crăciunului. Copiii au promis că vor continua să colinde și în anii următori și să transmită mai departe tradițiile neamului.